Trăim în anul 2016, an în care regulile sociale mai mult sau mai puțin impuse de Uniunea Europeană ar trebui să modeleze și să definească atât cetățenii obișnuiți, cât și mai marii care ne conduc. Teoretic, bunul simț și omenia ar trebui să fie undeva în topul caracteristicilor după care societatea se ghidează. Totuși, unii dintre cei care administrează instituțiile de asistență socială nu sunt tocmai în ton cu noul trend. În consecință, mirosul de urină și îngrijirea nu tocmai potrivită a persoanelor găzduite sunt la ordinea zilei în unele așezăminte sociale. Chiar la începutul dezvoltării acestui sistem, o să vă surprindă ceea ce spun, dar eu vă spun că adevăratul sistem de-abia acum se dezvoltă. Aceste cămine de bătrâni până în 90 erau un fel de pedeapsă, știți? Cine ajungea pe acolo era un fel de pedepsit de soartă, că nici un copil sau cineva din familie nu mai putea avea grijă de el, știți? Și că nu exista în cultura noastră să dăm bătrâni acolo. Era efectiv o chestiune. Sunteți tineri, dar vreau să spun că se discuta în mediile când eram așa mai ca dumneavoastră, vai de mine, duce la cămin de bătrâni. Asta era un fel de pedeapsă, adică trebuia să ajungi, nu mult și urma cimitirul. Era adică, o condamnare. Da, era o cădere morală extraordinară. Ei, lucrurile s-au schimbat și cu o viteză amețitoare s-au schimbat din cauza că dincolo de efectul ăsta și foarte mult psihologia globalizării, există un efect clar al circulației, forții de muncă, copiii pleacă, nu mai pot aștepta să trăiască pe bucata de pământ, e clar că nu mai sunt legat foarte mult de acasă și mai cu seamă cei din mediul urban, trebuie să le găsești un loc la bătrâni, cândva în cămin. Ei, sunt cămine și cămine, sunt oameni și oameni. Alții care au moștenit, ca să zic așa, era să zic o afacere, nu, dar un loc de muncă și tratează ca atare, să ducă acolo să vadă ce mai poate lua din porția de zahăr, de ulei, din niște făină, un pic de detergent să-și facă curățenie pe acasă, știți, și sunt alții care tratează lucrul ăsta cu profesionalism, cu seriozitate și care știu că acolo oamenii ăia îi tratează cu suflet, cu înțelegere, că e normal, categoria oamenilor în vârstă e ca și copiii în creștere. Nu degeaba să spune că la bătrâneță dai mintea copilului. Nu exagera cu nimic. Știți? Deci, cred că ține de modul cum e format colectivul respectiv. Unii dintre administratorii căminelor de bătrâni ignoră igiena din instituțiile pe care le conduc, probabil datorită inerției dobândite în perioada comunismului, când astfel de lucruri erau considerate ca făcând parte din normalitate. Ca să faci curat să nu miroase, nu trebuie foarte mult spray. Adică îți trebuie cârpă, apă curată și, vă spun, un pic de oțet. Și multă bunăvoință. Și multă bunăvoință, asta e foarte bine. Și multă muncă, bunăvoință. Și, din nefericire, îți dau un exemplu care nu ne face cinste. Când am venit o delegație prin 91 de francezi și am zis că noi avem probleme, că nu avem iluminat public, s-au uitat, ei au văzut cam întuneric, au fost cazați la un hotel în Piatra și ne-a zis așa, eram vreo 3-4 care i-am primit atunci și i-a zis așa, da, dar de la ușii mirosea grupul sanitar pe hol la hotel respectiv, acum nu mai este, e modernizat. Și a zis așa, da, dar nu aveți nici apă și cârpă să spălați acolo, adică nu era cazul să spui, suntem unui grup sanitar, te duceai după miros, știți? Ei, ținea de o anumită, de o mentalitate și o concepție a noastră. Azi n-am mai acceptat să miroase așa, vă spun sigur. De multe ori, bătrânii din aziluri nu reprezintă decât niște nume în registre sau niște sume înscrise în contabilitate, sume ce reprezintă pensiile donate de către aceștia pentru a-și petrece ultimii ani din viață în liniște, pace și, de ce nu, curățenie. Singura salvare a vârstnicilor ar fi instituțiile de profil private care încep să se înființeze sau noile generații de asistenți sociali care poate au fost educați în alt mod și care țin la bunul simț și la respectul pe care ar trebui să-l și ofere, nu doar să-l primească.